Internet. A fost o singur lucru care ai fost la TVR, la TVR 2, da? Am fost de mai mult. Da? A susținut acum într-un noi doamna Coca, vă prezent la doamna ta, care am scris, care când am scris o poveste, am scris despre ea. Nu știu dacă sunteți pregătită, dar am vrut să citiți... Să citiți ce este scris despre mine? Exact. Da. Da, așa eu oricum ceea ce am spus este foarte real, deci noi nu am mințit cu nimic, eu vin de acolo. Foarte bine că a susit dânsa și eu nu am știut că vine, dar când am văzut-o că eu v-am spus foarte mult. Da. Povestea se numește Prețul unei bucăți de pâine. Da, cred că știu ce despre ce este vorba. Este vorba despre nepoata mea. Eu vorbim la telefon, cred că nici nu e nevoie să citesc din carte. Eu am vrut să știți că... Da, sigur. Să nu povestiți. După 20 de ani, doamna Coca s-a întors în țara ei natală, România, lăsând în urmă o viață întreagă cu amintiri fericite, prieteni, casă și mașină. Coca s-a obișnuit să o sune în fiecare zi pe cumnata ei, să se asigure că totul este bine, dar și speranța că într-o zi o să audă și lucrurile s-au stabilizat și poate se întoarce la viața ei, pentru ca fericirea să vină din nou. În ultimele zile s-a auzit știrea că în zona unde se afla... Ce să vă mai spun? Și acum în Siria oamenii ar vrea să fugă, dar nu au unde. Turcia nu mai primește refugiați, după câte am înțeles. Încearcă să plece oamenii de acolo, dar așa, fără pașapoarte, fără ajung peste munți, peste fel de fel de cărăuși, fel de fel de oameni care nici nu știi dacă poți să te pui, să te dai pe mâna lor. Pentru că s-a schimbat totul acum. Eu iau legătura cu familia și până acum țin legătura cu familia soțului meu. Soțul meu este plecat în Egipt. Eu sunt aici în România, în sfârșit am ajuns în România cu foarte multe greutăți. Ambasada română m-a ajutat și Ministerul Afacerilor Externe a României. Am ajuns în România, domnul Adepares știe, Uniunea Arabilor, care m-a ajutat foarte mult și le mulțumesc. Acum, da. Domnul Adel Fares m-a ajutat foarte mult, nu numai pe mine. Domnul Adel Fares, cred că tot Bucureștiul știe și toată Turcia îl știe. Domnul Adel să vină aici să vorbească ceva. Domnul Adel este unul dintre oamenii care nu a uitat de unde a plecat și cred că niciodată în viața lui nu o să uite. Da, ce să vă spun? Deci în Siria până acum este foarte greu. Eu chiar am vorbit cu surorile mele, cu cumnatele mele. Ele stând în Alep sunt despărțite, deci fiecare stă în altă zonă, nu pot să vadă chiar atât de des pe cât ar vrea, că nu se poate. Până acum, deci ce vă spun, și rușii bombardează, armata președintelui bombardează, pe de altă parte ISIS sau Daesh, cum se spune în limba arabă, bombardează, deci nimeni nu mai să știe cu cine se luptă și cu ce și de ce. Și de ce? Că acum domnul Adel vreau să vorbească despre refugiați și imigranți care au venit și ce a dat comunitatea siriană pentru ei. Vedeți, Abu Fares. Câteva dicte. Bine, yani, insan متواضع وكاتب جيد كثير. انا قريت شويه من الكتاب طبعا. فبيوثق لنا الحدث بطريقه كويس كتير ودائما كل شيء بروح وبنتسر ولكن الكتاب راح يضل لفتره طويله معنا ممكن عشرات سنين مئات سنين راح يضل الفتره اللي عدت فيها الثوره السوريه او جزء منها اللي عمال بيوثق فيها طريقه اللجوء والهروب الجماعي من سوريا لنتيجه بص شرط طويل اللي ولده من زوجته المولستين فاسبون دمنافاستا كميموريا umană este o memorie scurtă. Acum sunt afectat de un eveniment, mâine, voi mâine să uită. Dar o carte
cum este aceasta, care am citit-o și am avut lectura, care m-a adus la un singur gând că domnul Mazen este un om modest, care a reușit să scrie această carte, care vine în beneficiul nostru, deci pentru cei care au memoria scurtă sau care uite repede, această carte poate să rămână pentru o perioadă chiar 10, chiar mai mult de 10 ani, oricând cineva când uite vine la această carte ca să citească, să revină în memoria pentru a îmbrumăți memoria lui, ce a fost cândva, într-un document care este în fața lui. Și mă bucur că am citit-o, ca să pot să știu, să dau seama că acest om, jurnalistul Mazen, este un om modest, a reușit să transmite exact durerele oamenilor din țara noastră. الدم اللي صار عندنا في سوريا كثير. أول أخ أحمد جابر الحديث عن الكتاب وعن الكتاب كله هو وسيط اجتماعي مختص بالسؤال اللاجئ. مشكور السلام عليكم. السلام عليكم بنتو تشينو شتي دي باراب انسانا باشا Când vreau să vorbesc de această carte, eu trebuie să mențin ideea, să știți în primul cu cine vorbit. Eu sunt jurnalistul Ahmed Jaber, care sunt portator de cuvânt al Clubului Romano-Arab de Cultură și Presă. Această idee trebuie explicată înainte de toate. De ce Clubul Romano-Arab de Cultură și Presă? Pentru că noi trăim într-o țară adoptivă care a primit mult refugiat, care a primit mulți studenți, care a venit mult refugiat, imigrant care vine în România, unii pentru a studia, unii pentru a munci, unii pentru a găsi un loc unde poate să găsi un adăpost pentru siguranța lor, după ce a fost pierdut în țara lor de origine. Clubul Român Arab Cultura și Presă dorește totdeauna ca să transmite două lucruri importante. În primul rând, speranța popoarele noastre, cultura noastră, supărarea și bucuria noastră. În această carte, care eu am citit-o, care titlul ei, care nu sunt de acord cu el, Wada'a Newata, nu se spune niciodată Wada'a Newata. Se spune la patria Ahla Newata. Bun venit, patria. Te iubesc, patria. Cu speranța te voi apăra, cu speranța și cu dorința, cu voința mea, o voi aduce înapoi bucuria, căldura, liniștea, stabilitatea care a fost în țara mea. Dar înțeleg de la colegul meu, Mazen, care este vicepreședinte cu mine siriene în clubul, în cadrul Clubului Roman Arab Cultura și Presă și membru fondator, înțeleg supărarea lui și mania în care el a ales acest titlu. Titlul, când spun la revedere patrie, vine de la o supărare. El a văzut atâta oameni morți, atâta oameni necăjiți, atâta case distruse. Vin avioane care noi am dorit și am plătit din sudara noastră, din taxele noastre, din impozite ca să fie cumpărate pentru a elibera înălțimele Golan, a elibera pământul care a fost ocupat și Palestina care a fost ocupată de Israel și Ierusalimul. Ne trezim că acești bani care plătite de 60 de ani de banii noștri, de munca noastră, ca poporul sirian și poporul arab, ne trăzim că vin și omoară oameni nevinovați. Supărarea lui Maze și mania lui a adus, să spună, la revedere patrie, Wada'a Newatan, nu de încredere în acest titlu, că titlul ăsta are legătură cu disperare. Noi nu suntem disperați, noi știm că Siria este un pământ care are toate posibilitățile umane pe care putem, un popor sirian pot trăi, poate să speri la un viitor mai bun. Imaginea părinților și nu știi câtă durere suferă și astfel când citești detalii despre ce se întâmplă. Bine, într-adevăr și la televizor, pentru că se duce și îi ia interviu
unui cetățean sirian, dar automat ai la mutat și anumite chestii. Da, de că se dă... Se și că... Se dă numai ce vor, nu ce este. Și te-a suprim ceea ce ai văzut până acum la televizor. Îți poți, ți-ai format așa o idee generală, care e? Că ar trebui găsit o soluție să citezi. Să vă spun eu un pic, numai un pic întrerup, da, cu apropo de ce se dă la televizor. Nu e nicio, se observă cu ochiul liber. Mass media de aici, atâta cât mai e, că nu mai e, este anti-refugiați. Deci am fost la granița Grecia-Macedonia, treceau 10.000 pe zi. Am dat drumul la cameră și am filmat fără să iau eu, să hotărăsc eu ce filmez. Am dat drumul la cameră, ori și eu. M-am întors și m-am dus la colegii mei la televiziune. Și am zis, nu mă întrebați pe mine să vă spun eu. Vă dau imaginile, le comentați cum vreți. N-a vrut niciunul, deci nu are cum să vadă la televiziune. Nu are ce să vadă. Deoarece noi suntem cât trăim în lumea asta. Deci ea săraca nu are ce să vadă la televizor, pentru că la televizor păi, nu se dă cu ce. Ideea, să vedem o persoană deci care... au refuzat pur și simplu imagini la calup, lăsându-le lor, lăsându-i pe ei să-și facă redactarea. Cum a spus și domnul Mazen... Dar dacă ei spuneau că vin numai bărbați și vin să islamizeze Europa, iar în imaginarea ori în șir, oameni cu copii amărâți, cu picioarele distruse, vomitau, de nu mai știau de capul lor, pe cum să... Numai ele strica teoria. Vă spun dacă îmi permite, vă scurt așa, ieri am auzit o știre că o besică din Iordania a născut doi cățeli. Bine, asta toată e toată presa iorubană vorbește de acest subiect. Dar în Siria au murit peste 700 de oameni și cred că a ajuns la 1 milion în secret, nu știm noi, sunt gropi comuni sau așa mai departe, vai de capul lor. Dar când vorbesc foarte puțin și vine un Victor Orban, care el este prim-ministru din Ungaria, să spună că valul de refugiați care vin din Siria vine în Europa ca să distrugă rădăcinile creștinismului. Dacă ar avea noi cultura presă, nu presă, n-ar fi nimeni medializat ce a vorbit Victor Orban. Într-un singur lucru, pentru că religia creștină și musulmană sunt religii monoteiste. Cred în Dumnezeu, cred în mesajul divin, pentru asta Dumnezeu i-a făcut unit prin mesajul în care nu întreaga oamenii. Dacă ar exista cultura presă, n-ar fi afectată Dumnezeu, ca știe doar puțin și aflat mai mult de la cartea asta. Noi, când vine un jurnalist cum este domnul Mazen și o jurnalistă cum este colega noastră, Adina, care e primul jurnalist român care a plecat în Siria și nimeni nu l-a invitat la presă să vorbească ce da. A fost acolo. Deci nu mai era suficient să spun că am fost în Siria și nu mai mă chemau. Asta se numește că avem presă, dar presă fără cultură. Noi avem un proiect de care l-am lansat în Galați, la Universitatea Danubius, să nu știu cultura presă. Aveți cuvântul mult onoare. Avem până acum a 8-a conferință care o facem. N-a venit decât o singură televiziune să vorbească despre aceasta, care vin mult specialit din întreaga lume. Pentru asta și am vrut să dau la tot. Cultura, presă, e mai mult decât de presă și cultură. Că avem presă fără cultură, a zis doamna Adina mai devreme,